mijlocul lunii februarie a anului 1955, presa, radioul și televiziunea din lumea întreagă au comentat un act unic în analele istoriei diplomatice. Cinci tineri, victime ale regimului comunist din România, care au ajuns după multe suferințe în lumea liberă, fac un gest demonstrativ spre a atrage atenția popoarelor civilizate asupra martiriului a mii și mii de români din spatele cortinei de fier. Ei pun stăpânire pe legația Republicii Populare Române din Berna, declarând că nu o vor părăsi până când câțiva lideri politici români, aflați în închisoare, nu vor fi puși în libertate. Focuri de armă au spart brutal în acea noapte de februarie liniștea helvetică a orașului Berna. În anul 1957, după atacul de la Berna, cei cinci români eliberați după 2-3 ani din închisorile elvețiene își găsesc azil politic în Occident. Oliviu Beldeanu, conducătorul grupului, se refugiază în Germania Federală. Lucra la hotelul Daniel din München, ca portar. Securitatea română îl urmărea pas cu pas. Într-una din zile, un cetățean grec, în fapt un agent al DIE, îl abordează în interiorul hotelului, recunoscându-l ca fiind eroul de la Berna. Cu propuneri ademenitoare, îi cere să lucreze în întreprinderile lui la Hamburg, pe un salariu de 4 ori mai mare. Deplânge cu lacrimi în ochi soarta prezentă a lui Beldeanu, care, îi se pare, nu a fost apreciat îndeajuns de Liga Românilor Liberi. Îl invită în Berlinul de Vest. Beldeanu acceptă, se pregătește de plecare. Ioan Chirilă îl sfătuiește să reconsidere propunerea primită, deoarece îi se părea riscantă. În zadar, în dimineața zilei de 31 august, anul 1958, Beldeanu se duce la Biserica Românească din München pentru a asculta slujba părintelui Vasile Zăpărțan, cel care, la ordinul lui Ceaușescu, omoară-l fără milă, va fi suprimat în 1976. Straniu este că, înainte de a se urca în avion, Beldeanu, la biserică, a dăruit prietenilor apropiați diferite obiecte personale, să le păstreze cu sfințenie în cazul în care nu se mai întorcea. Avea o presimțire? La ora 15:55 s-a suit în avionul Air France ce făcea obișnuita cursă München-Berlin. Agentul grec, se spune în documentele DIE, câștigase încrederea obiectivului. În Berlinul de Vest, la aeroportul Tempelhof, Beldeanu este așteptat de cetățeanul grec cu o luxoasă mașină. 8 ofițeri ai securității române controlează fiecare intrare și ieșire a aeroportului. Încă mai cred că Beldeanu este în solda unui serviciu de informații dușman, că ar fi putut organiza o provocare la adresa agentului român, că ar fi o imposibilitate să vină singur și poate este însoțit de foștii lui tovarăși. Agentul este calm și acționează cu mult sânge rece. În parcarea aeroportului Tempelhof, Oliviu Beldeanu este așteptat de agentul George, prietenul care îi câștigase încrederea la hotelul Daniel din München. Oliviu Beldeanu acceptase să vină în Berlinul de Vest, locul unde domicilia agentul George, pentru că acesta din urmă îi promisese o slujbă bine plătită la una din firmele sale din Hamburg, acolo unde urmau să plece împreună a doua zi. Nu avea nicio bănuială. Mașina condusă de agentul grec pornește pe traseul stabilit. Strada 17 iunie, Eberstrasse, Wolfstrasse, apropiindu-se de sectorul democratic al Berlinului și anume de intersecția străzilor Wilhelmstrasse cu Leipzigerstrasse. Pe drum, agentul îi arată din mers imobilele care erau proprietatea sa. Este aparent un om bogat
și generos. Îl invită la o cafea, aproape de una din casele sale, spre a consolida relația de prietenie în Filipat. Se apropie de zona stabilită. La intersecția dintre Wilhelmstrasse și Leipzigerstrasse, dintr-o mașină ca aceasta, Olivier Beldeanu a fost invitat să coboare de către George pentru a-i se arăta o casă, o pretinsă proprietate a sa. Era ora 19:30. În momentul când a coborât din mașină, Olivier Beldeanu a fost imobilizat. Nu a reușit să folosească decât unul dintre cele două pistoale pe care le avea asupra sa, rănind un ofițer de securitate est-german. Beldeanu striga în continuu în limba germană. Germani, dați-mi ajutor, sunt răpit, numele meu este Beldeanu, luptătorul de la Berna. Nu l-auzea nimeni. Pe acest culoar din piatră a fost, până în anul 1989, zidul Berlinului. În anul 1958, zidul nu exista. Zeci de mii de germani au fost executați în acest perimetru în încercarea de a trece din est în vest. Securitatea română a cerut ajutorul Ministerului Afacerilor Interne din RDG pentru reușita acestei acțiuni. O echipă operativă formată din 8 lucrători ai Stasi, dotată cu mașini cu instalații radio, a condus acțiunea securiștilor români. Și ceea ce este mai important, în momentul în care mașina a intrat în sectorul democratic al Berlinului, la graniță, organele de control ale RDG s-au retras. Le-au lăsat liber accesul. Din momentul capturării, dus la spitalul poliției din RDG și apoi în sediul Stasi, Olivier Beldeanu este ținut cu cătușe la mâini și lanțuri la picioare. Își manifestă regretul că nu a omorât 10 comuniști în luptă și n-a avut timp să se sinucide. Generalul locotenent Milke, ministrul securității de stat al RDG, felicită organele de securitate ale RPR și apreciază că această acțiune comună constituie un mare succes politic al lagărului socialist. În presa est-germană și în presa românească, răpirea eroului de la Berna este prezentată în mod mincinos. Iată ambele comunicate. Pe 2 septembrie 1958, Olivier Beldeanu este trimis cu un avion special la București și luat imediat în anchetă. Radio Europa Liberă avertiza în jurnalul din 2 septembrie 1958. Întreaga experiență a ultimilor 14 ani de minciuni și crime comuniste ne îndriduie să privim comunicatele agenției germane cu cea mai mare prudență. Avem, deci, motive să bănuim că dispariția lui Beldeanu din Berlinul Occidental se încadrează în această acțiune care dovedește odată mai mult nu tăria, ci șubrezenia regimului impus de soviete țării noastre. Încheia citatul. Deschiderea arhivelor securității ale Direcției de Informații Externe a permis, după 50 de ani, să se afle adevărul despre capturarea lui Beldeanu. Mai ales că, multă vreme, a circulat legenda că acesta, grav rănit, a murit în ziua de 2 septembrie în Berlinul de Est. Dar în ziua de 2 septembrie 1958, colonelul Doicaru predă arestului din calea Plevnei 139 pe individul Olivier Beldeanu. Procesul verbal de predare este însoțit de un raport de arestare, o schiță a locului acțiunii cu fotografii, documente, obiecte de valoare personală. Autorii planului terorist de aducere forțată în țara lui Beldeanu sunt Alexandru Drăghici, fostul ministru de interne, colonelul Nicolae Doicaru, director al DIE și colonelul Aurel Moiș, adjunct al DIE. Planul a fost aprobat de conducerea superioară de partid și de stat. Raportul special numărul 106 dezvăluie în detaliu, cităm, modul cum s-a organizat și executat acțiunea de aducere forțată în Republica Populară Română, încheia citatul, a celui ce părea cel mai redutabil opozant al regimului comunist. Ancheta, derulată în cel mai mare secret, va dura din septembrie 1958 până în februarie 1960.
Învinuit Beldeanu Oliviu, de profesie sculptor. Născut la 16 februarie 1924 în localitatea Dej, regiunea Cluj. Fiul lui Oliver și Maria. Ultimul domiciliu München, Dorfstrasse numărul 38. Portar de noapte la hotelul Daniel din München. Descrie activitatea dușmănoasă pe care ai dus-o din anul 1949, de când ai părăsit țara. Cum ai fugit? Am trecut granița la 1 ianuarie 1949 împreună cu alte 4 persoane. M-am predat la primul post de miliție iugoslav. Până în 15 martie 1949 am stat la închisoarea Novi Knezovac. Când ai fost interogat de organele UDB? Imediat. Pe urmă m-am transferat la lagărul de la Zrenjanin. Nenumărați români au încercat să treacă dincolo de cortina de fier, riscând, fie pe malul românesc, fie pe cel iugoslav, să fie împușcați. Cei care reușeau ajungeau în lagările din țara vecină, renumite prin violență și teroare. Zrenjanin era una din închisorile pline de sute de români în anii 1945-1950. O mică parte își dobândea libertatea, alții primeau un permis de liberă trecere, dar erau executați în drumul spre libertate. Mulți erau schimbați cu un vagon de sare. Acesta era prețul pe care securitatea română îl plătea pentru fiecare fugar întors din drum. Arhivele au scos la lumină complicitatea criminală dintre Poliția Politică Română și Poliția Politică Iugoslavă în reprimarea celor ce alegeau lumea liberă. De câte ori ai fost trimis cu misiunea în România? De 4 ori, dar nu mi-am îndeplinit misiunile. Și vrei să te credem? De ce? Aveau un grad de dificultate, de risc. Mi se cerea să identific dislocarea trupelor rusești din zona Banatului românesc. Era imposibil. Voi care lucrați mână în mână cu serviciul secret iugoslav, sunteți bine informați. Voi ați negocia viețile atâtor fugari români. V-ați lăsat ademeniți și prinși ca niște dobitoci. Voi ne predați direct serviciilor de securitate. Eu n-am vrut să ajut regimul comunist din Iugoslavia. De aceea am încercat să fug. Și te-au prins din nou. Ghinionul tău. Câți ani ai stat în Iugoslavia? În închisoarea de la Zrenjanin am stat până în 1951, prin mai. Acolo ai cunoscut pe teroriștii Chirilă și Ochiu. Cu Ioan Chirilă și Dumitru Ochiu m-am cunoscut în închisoarea de la Zrenjanin. Cu Stan Codrescu în lagărul de la Vârșeț. Aveau aceeași poveste ca a mea. Aceleași acțiuni banditești, vrei să spui. Chirilă făcuse parte din grupul clandestin anticomunist. Iar Ochiu, organizația subversivă de huși. Și toți din Liga Românilor Liberi, care au atacat mereu statul român. Uite-mă, criminalule, ce scrieți voi despre România. Guvern de marionete. Tu ești la fel ca Führerul. Porți barbă, e adevărat. Dar tot fascist ai rămas. Chiril avea 19 ani când a fugit din țară. Nu facea parte din nicio organizație, era doar dușman al comunismului și era dispus să facă orice sacrificiu, ca și mine, pentru a-i lovi. Și toți camarazii mei aveau puțin peste 20 de ani. Camarazii tăi erau niște haimanale și niște năpârci. Haimanale și năpârci sunt cei care răpesc și anchetează oameni nevinovați. Criminalule, varsă tot din tine, tot veninul din tine, că mai ai puțin. Și ei au vrut cu orice preț să facă ceva prin care să readucă în atenția lumii situația de subjugare a țărilor, a României. Oliviu Beldeanu a ales pentru atacul proiectat legația Repere din Berna pentru că aici era, în opinia sa și a exilului, cartierul general al spionajului sovietic din apus. Și pentru că Elveția nu își extrăda azilanții, fie ei și români. A studiat topografia locului, a fotografiat câteva zile legația și persoanele care aveau acces în reședință.
În februarie 1955, cei cinci patrioți români care atacaseră legația erau foarte tineri. Oliviu Beldeanu, zis Puiu, avea 31 de ani, Stan Codrescu 27 de ani, Ioan Chirilă 24 de ani, iar Dumitru Ochiu 26 de ani. Cei cinci erau cunoscuți în exilul românesc ca anticomuniști convinși. Trecuseră prin lagăre și închisori și știau câtă suferință și teroare lăsaseră în urma lor. De altfel, Puiu Beldeanu, în noaptea atacului, s-a prezentat cu numele real al unui personaj din Mișcarea Română de Rezistență, capitanul Sabin. Ceilalți trei, în aceeași noapte, în momentul când au fost întrebați cine sunt, au răspuns noi cei din pădure, ceea ce însemna noi cei din rezistență. Acum ce simțiți aflându-vă lângă clădirea asta? Ce sentiment aveți acum, trăiți acum? Să spun de... de satisfacții? Nu. No. Totuși că eram inconștienți. Ce, domnule, să te lupți tu? Eram poate tânăr, nu-mi dădeam seama. Să te lupți tu contra unui regim. A unui întreg lagăr? Într-un lagăr. Știam dinăuntru că ceea ce vrem noi nu o să va realiza. În afară de zgomot, nu o să realizăm nimic. Dar ce vroiați dumneavoastră? Să facem gălăgii. Să demonstrăm traiul, situația României. Nu știu dacă vă dați seama, n-a străuit prea mult. Dom'le, când n-ai voie să faci opoziție, rămâi prost. După mine. Nu te dezvolți. Mi se pare că geamul cu un număr, Beldeanu cu un număr s-a spart și am intrat imediat. Peste tot, dar ce? Patru. Eram patru. Ei, încet ne-am dus înăuntru, în camerele alea acolo, cameră după cameră. Da. Și am adunat pe toți, i-am dus într-o cameră jos, dar n-am știut că e o poartă acolo și era cheia în poartă, era, putea să iasă. Și au ieșit toți aproape. În orice caz, aceia care i-am dus jos au ieșit. Dimineața nu mai era niciun. Da. Au rămas unii care i-am sus acolo, care s-au ascuns ei singuri. Și ăia i-am găsit dimineața. Au rămas acolo, n-au putut să iasă. Au ieșit când mi-am spus, da, plecați. A doua zi sau după masă chiar? Nu mai mi-amintesc dacă era a doua zi sau după masă. Așa ceva. În orice caz, am stat 3 zile aici. Ce? În orice caz, nu regret că l-am făcut-o. Asta e un lucru. Dar n-am știut să o exploatăm ca lumea. Era locuința mare și era o locuință ca un fel de baracă. Și am intrat în aia și era numai femeia lui Șețu, am legat-o. Și după o oră jumate a venit Șețu cu mașina și încă cu doi tipi, cu curierul diplomatic de la Zurich. Și l-a dus și pe urmă pleca cu mașina afară, pleca cu tipii aia doi. Și am întrebat-o pe nevasta, zice, pe ce s-a dus la
fațada rusească să ducă și acolo ceva sau în garaj afară. Noi avem garaj aici. Am așteptat. Și pe urmă a venit. Eu cu Berzeanu eram în... Ne năcăjăm să deschidem o casă de fier în baraca aia unde era șețul, unde locuia șețul cu nevasta. Și odată auzim mașină că vine. Și până am ieșit noi afară, deja șețul a ajuns în fața. Afară era Ochiș cu Codescu și a ieșit din mașină și Codescu l-a somat. Mâinile sus. Noi suntem cei din pădure, suntem înarmați, tragem dacă. Nu a vrut să predea, a vrut să fugă la mașină, cred că avea pistol. Și atunci Codrescu a stat, a tras, 7 cartoșe și l-a găurit din sus până jos, dar nu l-a omorât. Și la, după 3 sferturi de oră, a venit poliția elvețiană și atunci am tratat cu ei. Până unde ei au voie și până unde noi avem, să nu intre. Poliția elvețiană a încercuit legația, dar nu intervine. Discută pașnic cu cei din interior. Prin repetate proteste, guvernul român atacă, cităm, ochii plini de neutralitate ai poliției din Berna. Încheia citatul. Imediat după ocuparea reședinței, Beldeanu a spart cu mânerul pistolului firma legației, cu stema Republicii Populare Române. Furia grupului s-a îndreptat doar împotriva simbolurilor comuniste. Pe pereți, atacatorii au scris mesaje. Încetați cu teroarea în repere, dacă vreți să aveți liniște. Faceți pe comuniștii pentru interes doar. Am văzut statul de salariu. Cum erau diplomații români din legație? Fricoși, foarte, foarte fricoși. Au crezut că e răzbunarea poporului. Cuvânt. Cum erau fricoși? Explicați asta. Ce făceau? Tremurau, domnule, tremurau. Chiar la jur copilul. Nu, da. Omor copilul. Ce omor copilul? N-am venit să omor copilul, domnule. I s-a făcut silă de reacția lor? Da. Era... Da, nu era un curajos, nu. Te aperi tu cu copilul. Orice animal ești. Apără copilul, nu și-l expune. Elvețienii au acordat evenimentului o atenție deosebită. Guvernul român cerea o intervenție în forță. Poliția aștepta decizia Guvernului Federal Elvețian întrunit în ședință extraordinară. Criza continuă. Cu permisiunea lui Beldeanu s-a pătruns pe teritoriul legației. În paralel s-au continuat negocierile. Poliția a insistat să le explice asediatorilor că acțiunea grupului este lipsită de perspectivă, iar rezistența va deveni în curând inutilă. Elveția nu îi va extrada pe români. După 2 runde de negocieri între 4 ochi, Beldeanu și comisarul de poliție Kurt Casey au ajuns la o înțelegere în privința termenilor de predare. Ca ultim gest, asediatorii așează pe peretele legației vechea stemă regală a României, găsită în pivnița legației. Beldeanu se adresează în limba germană mulțimii de afară, explicând rațiunile atacului. Wir gehören die rumänische Widerstandsbewegung an. Wir haben die rumänische Gesandtschaft besetzt. Wir werden nur in dem Moment die Gesandtschaft verlassen, indem die rumänische Regierung die folgende Häftlinge befreien wird. Und in dem Augenblick, in dem General Alder, Bischof Ioan Suciu, Politiker Ilie Lazar, Dinu Brătianu und Journalist Anton Mureșanu in Sicherheit seid werden. Außer unsere Ehre und unser Leben haben wir nichts zu verlieren. Wir haben nichts gegen der Schweiz.
Wir bedauern, dass wir unser Kampf hier tragen müssen. Însă, ce ne-a impresionat, a doua zi, nu prima zi, a doua zi, au demonstrat studenții pentru noi, studenții de la Berna, și noi credem că e conta noastră, pe urmă i-am auzit. Nu vă predați, nu vă predați! Ați avut manifestații de simpatie în fața ambasadei? Am avut manifestații de simpatie, da, asta e adevărat. A venit domnul Chesi cu domnul Cadar și am vorbit, am discutat cu ei și foarte, foarte înțelegători la cauza noastră, să vă spun sincer. Și asta ne-a calmat. Ne-a calmat foarte mult. După tratative îndelungate, duse de Poliția de Siguranță a orașului și de Poliția Criminală, la 16 februarie 1955, Beldeanu, Codrescu și Chirilă se predau. Dumitru Ochiu, fiind de pază la poarta principală, se predase în aceeași noapte într-un moment când camarazii lui intraseră în clădire. Avea cu el o geantă în care se aflau 545 de documente secrete sustrase din legație, care atestau că misiunea diplomatică a României era un centru de spionaj al Estului împotriva Vestului. În ziua de 16 februarie, după tratative îndelungate duse de Poliția de Siguranță a orașului și Poliția Criminală, Beldeanu, Codrescu și Chirilă s-au predat. Comisarul Kurt Casey, care a negociat predarea, va declara la proces că Beldeanu i s-a părut un patriot, uman, însă fanatic, o personalitate puternică și un om foarte franc, pătruns de sentimente religioase. Putea să aibă încredere în el, a apelat la onoarea și rațiunea lui și Beldeanu a dovedit că este pătruns de umanitate, eliberând toți ostaticii și renunțând la rezistență. Liviu Beldeanu, am fost răpit din Germania. Sunt exterminat în anchete. Spuneți lumii libere, camarazilor mei, că mor pentru libertate. N-am dormit în ultimele zile decât o oră. Executați-mă! Banditule, nu ești tu erou de la Berna? Justiția populară o să-ți dea ceea ce meriți. Dar până atunci nu mori când vrei tu, ci când vrem noi! De ce l-ați omorât pe Șețu? N-am vrut să omorâm pe nimeni. Șețu nu s-a predat la somație. Codrescu l-a împușcat, dar el a murit mai târziu la spital. L-ați făcut la București marele erou. Mare erou. Aveau cu tot o altă funcție la legație. Un spion sovietic aflat în solda Moscovei. Ați făcut niște filme ridicole despre Șețu. Cine era Aurel Șețu, cel căruia revista Contemporanului dedica balada comunistului Șețu, scrisă de Nicolae Tăutu, iar Securitatea organiza funeralii naționale? Colonelul Aurel Moriș, adjunct al DIE, îl numea omul nostru, omul securității. Cei care au ținut să și-a rămas bun de la tovarășul Șețu. De ce ați devastat? De ce atâtea acte de vandalism? Ne-am stricat puțin pavoazarea, tablourile cu Gheorghiu Deja au fost smulse și aruncate jos, aceeași soartă au avut-o și drapelele roșii, de obiectele de artă nu le-am atins. Am arătat lumii libere adevărata față a legației române, un cuib de spion sovietici aflat în solda Moscovei. Ai să plătești pentru atitudinea ta. Soarta ta o vor avea și Chirilă, și Ochiu, și Codrescu. Și vor plăti la fel și familiile lor. Niște fanatici! Șefii tăi trebuie să înțeleagă că teroarea generează violență, revoltă și că de tot ce s-a întâmplat ei sunt singurii vinovați. Procesul de la Berna a clarificat asta. Un mare proces, nu cum a judecat voi. A
Einige Tage vor der Beendigung des Rumänenprozesses im Berner Großratssaal hat sich Oliviu Beldeanu vor dem Beginn einer Verhandlung mit seinen im Gefängnis entstandenen Holzplastiken beschäftigt. Timp de aproape 10 zile, începând cu 11 iunie 1956, procesul românilor a ocupat coloane întregi în presa elvețiană, dar și în ziare de mare tiraj franceze ca L'Aurore sau ziare britanice ca Daily Mail sau Daily Telegraph sau ziare italiene ca Stampa sau Il Messaggero. După fiecare zi de ședință, la ieșirea afară, cei patru români erau aclamați de sute de persoane care veniseră să-i aștepte. Presa comunistă a fost și ea reprezentată de 7 valeți ai Condeiului, precum plastică îi numea avocatul Florio, care însă au păstrat tăcerea desăvârșită asupra acestui eveniment remarcabil. Später sehen wir ihn und seine Mitangeklagten im Gespräch mit dem Sekretär der Liga Freies Rumänien, Nicolescu, und mit dem Präsidenten dieser Liga, Farkajianu. Die Privatgespräche verstummen beim Erscheinen des Bundesstrafgerichts, das die verantwortungsvolle Aufgabe hat, in diesem von Politik überschatteten Prozess ein gerechtes Urteil zu fällen, das allen sachlichen und menschlichen Umständen Rechnung trägt. Ne aflăm în sala mare de consiliu, acolo unde a avut loc procesul. Un proces de altfel memorabil, deoarece, în primul rând, a fost fără precedent în anchetele juridice elvețiene și probabil europene. În al doilea rând, pentru că a dat ocazia unor refugiați români să creioneze în fața opiniei publice occidentale câteva capitole tragice din istoria țărilor. Și în al treilea rând, pentru că procesul în sine a fost un exemplu de legalitate și de democrație. Având privirea țintită asupra lui Ion Gheorghe Maurer, care conducea impasibil delegația română, avocatul Florio concluziona: o lume întreagă ne desparte de acest regim abominabil din România ocupată. Regim care încalcă drepturile, suprimă ziarele, torturează, execută și deportează. Tânăr avocat pe atunci, Ion Rațiu considera că actul săvârșit de grupul Beldeanu, plin de curaj și sacrificiu personal, poate declanșa o unitate a exilului, un front care să apere nu atât fapta celor cinci, ci semnificația ei. Pe banca acuzării, grupul nu va fi singur, ci, cum spunea Rațiu, alături va sta un mare și invizibil acuzat, Partidul Comunist Român. O delegație impresionantă de ziariști, oameni ai muncii și activiști de partid, este desemnată să plece în Elveția. În fruntea ei, Teodor Marinescu și Octavian Paller din partea radioului. Procesul a fost condus de judecătorul Paolo Schwarz, iar procuror a fost René Dubois, procuror general al Confederației Elvețiene. Postul de Radio Paris, în emisiunea din 12 iunie, reproduce depoziția lui Oliviu Beldeanu. Am fost asuprit, iar părinții mei sufereau prea mult de pe urma brutalităților și șantajurilor comuniste. Voiam cu orice preț ca lumea liberă să cunoască nenorocirile și suferințele românilor. Speram ca prin sechestrarea diplomaților români să pot exercita o presiune care să oblige guvernul de la București să elibereze 5 patrioți români deținuți în închisorile comuniste. Iată ce au declarat martorii apărării. Barbu Niculescu, fost secretar de stat în România. Adevăratul conflict al evenimentelor de la Berna ar fi conflictul între agresori, sovieticii, și victima lor, poporul român. Constantin Vișoianu. Actul compatrioților mei trebuie să fie considerat ca un avertisment dat comuniștilor și ca un apel solemn adresat lumii libere. Gabriel Heater, comentator american. Nici Hollywood nu ar fi fost în stare să realizeze un scenariu mai reușit. Iar o echipă de cineaști americani s-a angajat să, citez, eternizeze momentul prin care rezistența română a împrăștiat cuibul de șerpi bolșevici de la legația Berna. În ziua de 16 iunie 1956, procurorul federal René Dubois își expune rechizitorul. Sunt analizate pe rând acuzațiile de spionaj, acțiunea de protest,
căutarea documentelor compromițătoare, împușcarea lui Șețu. În ceea ce privește distrugerea de documente sau pagubele produse, întrucât nu există nicio plângere din partea legației, procurorul renunță, spunând că el nu vrea să fie mai român decât români. Avocatul apărării, René Fleuriot, cel mai mare penalist francez, și-a încheiat pledoaria astfel. Imaginați-vă că țara dumneavoastră neutră, leagăn al libertății europene, ar fi ocupată de un inamic necruțător, crud. Imaginați-vă numai o clipă că vi s-au distrus toate lucrurile în care credeți, de la religie la spirit patriotic. Imaginați-vă pe părinții voștri aruncați în închisoare, torturați și apoi trimiși în Siberia. Imaginați-vă toate acestea și veți vedea care vor fi reacțiile voastre. Veți descoperi că sunt identice cu cele ale acestor tineri. Urmările au fost pe măsura reușitei, putem spune, a acestui exil românesc de a convinge atât instanța cât și opinia publică că este vorba nu de teroriști, ci de niște luptători împotriva dictaturii comuniste staliniste din România, fusese stalinistă și a mai continuat chiar și după moartea lui Stalin să aibă unele caracteristici de genul ăsta. Reținuți în timpul procesului în faimoasa închisoare din Torberg, cei cinci obțin din partea directorului certificate de bună purtare, în care se menționa că sunt oameni blânzi, civilizați, umani. Oliviu Beldeanu sculptează în lemn motive religioase și toți urmăresc presa, așa cum presa așteaptă cu sufletul la gură orice declarație a lor. O companie americană, NBC, ecranizează povestea celor cinci români anticomuniști, numindu-i cei cinci care au zguduit atotputernicul. Sunt vizitați în închisoare. Guvernul de la București trimite zilnic proteste față de ofensiva mediatică favorabilă grupului Beldeanu. Au expediat unul și NBC-ului, cerându-le să anuleze difuzarea piesei. Protest semnat de personalul legației RPR. The Washington Post comentează intervenția în Camera Reprezentanților a unui congresman american, ce cataloghează gestul funcționarilor comuniști de la legația română ca fiind îndrăzneț și nerușinat prin intervenția în afacerile poporului american. Un protest ajunge și la Torberg. Autoritățile române cer să înceteze ospitalitatea elvețiană. Oliver Beldeanu, 62 de ani, arestat, trimis în lagăr pentru 60 de luni. Maria Beldeanu, 59 de ani, arestată, și-a urmat soțul reacționar. Lucia Beldeanu, 36 de ani, soră, și în sfârșit o veste bună. Căsătorită cu Alexandru Buicescu, profesor de matematică. Ai tăi s-au mutat de la Dej la Slatina, să li se piardă urma. Dar noi am găsit. Profesorul este agentul nostru. Informatorul nostru plătit. Iată. Prezidiul MAN a respins cererea de grațiere. Mâine vei fi executat. Imediat după arestare, același călău securist, colonelul Nicolae Doicaru, îl cheamă la București, la raport, pe Alexandru Buicescu, cumnatul lui Beldeanu, spre a afla reacția familiei la prinderea luptătorului. Părinții erau doborâți de uriașa tensiune în care au trăit în acești ani. Nu mai aveau lacrimi, nu mai aveau speranță. În noiembrie 1959, tribunalul militar îl condamnă la moarte.
Beldeanu, spunea Ion Rațiu, e tipul eroului ardelean, cu sabia într-o mână și cu crucea în cealaltă. Și-a primit sentința rugându-se lui Dumnezeu. La doar două zile după ce împlinise 36 de ani, Oliviu Beldeanu este scos din celulele negre ale jilavei și dus la execuție. Stai! Înainte! Ocolire dreaptă! Tu stai! La dreapta! Prin sentința 202 din 31 octombrie 1959 a Tribunalului Militar a regiunea a doua militară, deținutul Oliviu Beldeanu, născut la 16 februarie 1924 în orașul Dej, regiunea Cluj, fiul lui Oliver și al Mariei, de profesie sculptor, cetățean român necăsătorit, este condamnat la moarte pentru crimă de trădare de patrie și crimă de acte de teroare. Ca urmare a respingerii cererii de comutare grațiere a pedepsei de prezidiu Marii Adunări Naționale, astăzi, 18 februarie 1960, se procedează la dispoziția de executare a sentinței. Nu e nevoie. Pentru lupta în picioare? Încărcați? Foc! Sfârșitul episodului de la Berna s-a petrecut aici, la Jilava. Oliviu Beldeanu a fost judecat din nou pentru aceleași fapte și condamnat la moarte. Securitatea s-a răzbunat. Pentru un timp, rezistența românească din lumea liberă a fost redusă la tăcere.